Lumea se confruntă cu o potențială criză alimentară cu prețuri în creștere și asta pentru că războiul din Ucraina amenință livrările la produsele de bază, a avertizat Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite. Prețurile alimentelor erau oricum ridicate din cauza efectelor pandemiei de COVID-19. Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daia, spune că tensiunea războiului ar putea duce la un dezastru în sistemul alimentar global, care ar putea avea efecte greu de imaginat. Fostul demnitar crede că este momentul să se acorde o atenție sporită sectorului agricol, sector care poate să asigure independența alimentară a României. N-aș vrea să mă folosesc de aceste momente greu pentru țară și pentru lume, însă războiul stomacurilor goale este mai greu și mai periculos decât orice alt război. Și mă bucur că această forță umană care s-a angajat în munca câmpului n-a ținut seama de pandemie, fără mijloace de protecție, au întors brazda țării, au avut grijă de animale și ne-au pus pe masă hrana atât de necesară. Să-i prețuim și în același timp să-i ajutăm. Să-i prețuim cumpărându-le și folosind produsele pe care le fac și să-i ajutăm indiferent de situație și cu cât putem mai mult, pentru că agricultura este succesul țării. Poate să devină România un pion important pe harta Europei privind sectorul agricol acum la Marea Neagră, fiindcă situația geopolitică este destul de încurcată. Sigur, România este și acum un pion important. Noi îl devalorizăm în anumite interpretări și în același timp ne scapă anumite elemente care ar putea da contur acestei poziții formidabile pe care are România prin ceea ce poate să producă țara. Eu am văzut foarte multe interpretări de tot felul, toată lumea se raportează la potențialul României. Eu spun că potențialul trebuie să-l căutăm, să-l scoatem la suprafață, să-l valorificăm și să ne folosim de rezultatele muncii noastre. Pentru că România va putea fi vindecată numai prin muncă.